Salut, ai frumos și apropo de ideea unde a ajuns lumea asta și unde va ajunge. Unui om i-a venit rău și era întins pe jos în sectorul 5 și ăștia s-au gândit că e momentul perfect ca să-l jefuiască, să-l buzunărească. Așa ți-a gândit unul, în loc să-i acorde primul ajutor sau să sune la 112 să vadă ce are omul. Deci primul lucru care i-a venit lui în minte a fost să vadă ce are la prin buzunare. Și dacă poate să se aleagă cu ceva. Ce să mai zic, frate? Dureros. Dureros. Și asta mi-aduce aminte de cazul unui tovarăș de-al meu. O localitate de aici, lângă, dintre Craiova și Turnul Severin. Cei care sunteți din zonă, știți. Localitatea se numește Plunișor, acolo e un cap de pod foarte, foarte prost pus într-o curbă și oamenii vin cu viteză, de multe ori scapă mașina de sub control și lovesc capul ăla de pod. Deci dacă se merge cu viteză pe acolo și mai e și drumul cum e acum, uitați-vă, ninge Lapovița afară, în curba aia nu mai poți să controlezi mașina dacă ai viteză mare și cine nu știe foarte, foarte bine drumul și cum să stăpânească mașina sau are un moment de neatenție, bang, dă în capul ăla de pod. Deci au fost acolo accidente la capul ăla de pod, cred că sute în ultimii ani. Tot timpul, în fiecare săptămână, două, trei accidente acolo. Și multe foarte nasoale, pentru că vă dați seama, oamenii vin cu viteză și dau într-un cap de pod de beton armat. Vă dați seama că se face praf mașina, pur și simplu. Ei, a fost și rândul unui amic de-al meu din copilărie. Conducea o mașină și conducea o mașină destul de normală, o mașină normală, un Citroen, parcă nu mai știu ce avea. A venit omul cu viteză și a pierdut controlul în fața capului ăla de pod. Bang, a dat în capul ăla de pod. Au sărit airbag-urile ei, erau copți, erau căpiați. Mi se pare că a fost cazul și la TV prezentat. Sau a fost alt caz similar care s-a întâmplat exact acolo. Că v-am spus, acolo sunt două, trei accidente pe săptămână. Nu știu ce ar trebui să se facă acolo. Ar trebui făcut o schimbare pe tronsonul de drum. Nu prea îmi dau seama că nu sunt în domeniu. Și culmea, chiar dacă sunt român, nu mă pricep la absolut orice. Sar de la una la alta și fac paranteză la paranteză, că așa e când nu-ți bei cafea de dimineață. Deci omul meu s-a izbit de capul de pod, s-au deschis airbag-urile, mai avea vreo doi pasageri în mașină, ăia căpiați, își pierduseră cunoștința. Deci au sătenii de acolo și din satele învecinate, care se nimeriseră pe acolo, habar n-am, că eu sunt un mănânc de sate, două, trei sate, știi? Au găsit de cuvință că trebuie să îi buzunărească pe oameni. De fapt, nu-i corect spus să îi buzunărească, să le fure din mașină. Ce aveau la ei, telefoane, portofele, cutare. Până a venit poliția, ăștia s-au trezit cheli, frate. Bă, nu mai aveau nimic, le luaseră ăștia tot. În loc să le dea primul ajutor, să sune la poliție, la salvare, ei s-au gândit să le fure tot. Bă, frate, ca în Bangladesh, ca în Pakistan, nici nu știu ca în ce. Ca în țările alea, așa zis, bananiere, dar nu știu. Nu știu unde e conștiința la oamenii ăștia. Da, ciudat, ciudat. Așa și ăsta din București. L-a văzut pe ăla căzut pe stradă, că e venise rău, s-a gândit omul să-l buzunărească și să-i fure toate alea ce avea pe la el. Păi nu te gândești, mă, în primul rând la viața omului, să-l salvezi. Salvează-l, mă, frate, pe ăla. Dacă ai cunoștințe medicale, fă-i o respirație, gură la gură. Încearcă să-i dai primul ajutor. Tu stai ca lachele și îl fui? Pe bune? Te îmbogățești din ce are ăla prin buzunare? Poate avea ăla vreo 7 lingouri de aur prin buzunare. Și nu știu să el. Nasol, mă, frate. Nasol moment. La fel și cu tovarășul meu. Când povestea după aia, zicea, bă, frate, am făcut accident, bă, nu vine să cred, mă.
M-am trezit după aia fără buletin, fără telefon. Nu mai aveam niciun contact, nu știam cum să sun pe nevastă mea, familia, să le spun că sunt bine. Ăia sunau, telefonul meu era normal că scosese la cartela și o aruncase. M-am trezit fără acte, nici actele nu mi-au lăsat, făcea om. A trebuit după aia tot felul de complicații ca să-mi fac buletinul, să-mi fac permisul auto. Că avea omul permis auto de profesioniști, lucra pe tir. Poate tocmai de-aia a făcut și accidentul, că el obișnuit cu tirul cu, pe care îl stăpânești mai bine, că ești deasupra, ești regele tuturor. Omul cu mașina asta mică, na, s-a precipitat, a scăpat controlul și a dat cu ea în capul de pod. Deci gândiți-vă că după aia ăla a rămas și fără job 2-3 săptămâni până i-au făcut ăștia actele pe să-și recapete permisul, să-și recapete buletinul. Gândiți-vă la ce probleme a ajuns omul. Bine că au scăpat cu viață, că ăștia toți trei din mașină, am uitat să vă spun ce era esențial, au scăpat cu viață, s-au deschis airbag-urile. Că v-am zis, era un Citroen de ăla și ei au tot felul de sisteme, au airbag-uri peste tot. Ălea sunt bine puse la punct, din punct de vedere al siguranței pe drum. Și a scăpat, mă, frate, om. Hai, vă pup, numai bine.